Atena Sport Club Constanța a obținut locul 2 la Campionatul Național de Copii cu vârsta de 11 ani. Competiția s-a desfășurat la Bazinul Olimpic din Pitești, iar Clubul Medaliatului Olimpic Răzvan Florea a obținut 6 medalii. Atena Sport Club Constanța, clubul medaliatului olimpic la natație Răzvan Florea, a înregistrat rezultate remarcabile la campionatul național de copii cu vârsta de 11 ani, care s-a disputat la bazinul olimpic din Pitești. Competiția a reunit 162 de participanți de la 23 de cluburi din întreaga țară. Atena Sport Club a fost reprezentată de o echipă formată din băieți și fete, care au contribuit la clasarea pe locul 2 în clasamentul general pe echipe. Amalia Lupe a câștigat două medalii de bronz la 100 de metri bras și 50 de metri bras, în timp ce echipele de ștafeta au adus alte patru medalii, două de argint și două de bronz. Pe lângă medalii sportivi, Atena Sport Club a obținut și alte clasări importante. Teodora Ștefana a terminat pe locul 4 la 100 de metri bras, Andreea Chitei pe locul 6 la 50 de metri liber, Victor Berliba pe locul 7 la 50 de metri fluture, iar Sara Thomas a clasat pe locul 7 la 50 de metri liber și 100 de metri liber.